Bine v-am regăsit! Ne aflăm împreună cu Ioan în Apocalipsa, capitolul 4, în acea călătorie în Duhul pe care el o face la tronul lui Dumnezeu, la invitația lui Isus. Isus, așa cum am văzut data trecută, îl invită pe Ioan să privească la tot ceea ce este în cer și la ceea ce se întâmplă în cer. Și am înțeles data trecută că tot ceea ce Ioan vede acolo nu este realitatea însăși, ci o reprezentare a realității în figuri și în simboluri prin care Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem lucrurile cerești. Pentru că lucrurile cerești sunt atât de sus, sunt mai presus de gândirea noastră, încât dacă ar fi ca Ioan sau altcineva să fie chemat să privească la ceea ce este acolo în realitate, așa cum este, limbajul omenesc ar fi prea sărac să descrie ceea ce se află acolo. Asta spunea Apostolul Pavel la un moment dat, că nu are cuvinte să descrie, să spună ceea ce a văzut atunci când a fost răpit până la al treilea cer în raiul lui Dumnezeu. După ce Ioan privește la tronul lui Dumnezeu, după ce Ioan privește la cel care stă pe tron și descrie ceea ce vede, după ce discută despre acel curcubeu al făgăduinței care înconjoară tronul lui Dumnezeu, după ce face referire la cele 7 lămpi de foc care ard în fața tronului, atenția este atrasă de altceva, iar în versetul 4 din Apocalipsa, capitolul 4, citim: Împrejurul scaunului de domnie, spune Ioan, stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Spune Ioan, am văzut scaunul de domnie, însă am mai observat că în jurul acestui scaun de domnie, așa cum i-a fost prezentat, se află încă 24 de scaune de domnie, iar pe aceste 24 de scaune de domnie stau 24 de bătrâni. Și din nou avem aici de a face cu o imagine, o imagine figurată, pentru că în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu, nu există bătrâni în sensul în care înțelegem noi termenul acesta bătrân. Când noi spunem despre cineva că este bătrân, noi ne gândim la o persoană care este cu multe riduri, pe fața căreia și pe corpul căreia se pot citi mulți ani care au trecut, care sunt în urmă, și ne dăm seama de vârsta unei persoane privind la fața persoanei respective, privind la cât de îmbătrânită, cât de deformată este de vreme fața aceea, la cât de adânci sunt ridurile. Spune Ioan, am văzut 24 de bătrâni. Însă, dacă citim Biblia cu atenție, vom vedea că în împărăția lui Dumnezeu nu sunt bătrâni în sensul în care noi înțelegem termenul acesta, pe fața cărora să se vadă ridurile și bătrânețea. Ci a fi bătrân în sensul în care Dumnezeu îi descoperă lui Ioan aici se referă la oameni care au experiență de viață, la oameni care au trecut prin viață, la oameni care au mulți ani în spate și sunt bătrâni pentru că sunt plini de înțelepciune, au multă experiență, însă nu sunt bătrâni în sensul acesta fizic, așa cum ne referim noi la cineva care este bătrân. Spune la un moment dat cineva în Scriptură că ceea ce dă înțelepciune unui om nu este marele număr de ani, ci ceea ce dă înțelepciune unui om este apropierea de Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, supunerea lui Dumnezeu, și nu marele număr de ani dă înțelepciunea. Cine sunt de fapt cei 24 de bătrâni? Sunt ființe cu experiență, cu multă experiență, de aceea sunt prezentați astfel, însă întrebarea este, sunt îngeri? Sunt ființe din alte lumi care n-au căzut în păcat? Sunt oameni? Dacă sunt oameni, ce fel de oameni sunt? Sunt oameni care au murit? Sunt oameni care au înviat? Sunt oameni care trăiesc?
dacă sunt acolo, când au mers acolo, cum au ajuns acolo, în ce condiții au ajuns acolo, ce fac ei acolo. Sunt multe întrebări care se ridică în mintea noastră atunci când privim la ceea ce vede Ioan, și anume acești 24 de bătrâni care stau pe 24 de scaune de domnie. Cine sunt cei 24 de bătrâni? Dacă ne gândim la numărul lor, 24, mai avem în Scriptură undeva, în 1 Cronici, capitolul 24, o relatare în care se spune că David a organizat serviciul de la templu și preoții, pentru că erau mulți preoți, sămânța lui Aron s-a mulțit, au fost împărțiți de către David în 24 de cete preoțești, fiecare ceată preoțească pe parcursul unui an religios, având datoria de a sluji la templu timp de 2 săptămâni. Și în timpul celor 12 luni ale unui an, fiecare ceată preoțească la rândul ei ajungea să slujească la templu. Cu alte cuvinte, cei 24 de bătrâni, numărul acesta, care poate fi figurat sau real, te trimite la 24 de cete preoțești care aveau un rol important acolo la cortul întâlnirii. Cine sunt acești bătrâni? Sunt ființe cerești? Sunt oameni? Din ceea ce spune Ioan aici, putem să deducem cu siguranță cine sunt cei 24 de bătrâni. Primul lucru pe care îl spune Ioan despre ei este faptul că ei stau pe scaune de domnie împreună cu Dumnezeu Tatăl care stă pe tron, ei stau pe scaune de domnie. Dacă vom citi Scriptura cu atenție, vom observa că nicăieri și niciodată Dumnezeu nu a acordat și nu acordă îngerilor privilegiul acesta de a domni împreună cu El, de a împărți domnia cu aceștia, însă făgăduința aceasta de a domni împreună cu Dumnezeu, împreună cu Domnul Hristos, este dată în Scriptură celor care se împacă cu Dumnezeu, celor care îl urmează pe Domnul Hristos. Am mai citit într-o prezentare anterioară un text pe care vreau să-l citim și de data aceasta din acest punct de vedere. În Evanghelia după Luca, la capitolul 22, de la versetul 28 până la versetul 30, Iisus vorbește ucenicilor care erau urmașii lui în vremurile acelea și le spune așa: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul Iisus le promite ucenicilor că atunci când va veni momentul, ei vor sta împreună cu Hristos pe scaune de domnie și vor împărți domnia împreună cu Domnul Hristos. Această făgăduință pe care Iisus o face ucenicilor nu este restrânsă doar în dreptul ucenicilor, ci această făgăduință este dată și a fost dată tuturor acelora care vor crede în Hristos, care vor fi mântuiți și care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. I-aducem aminte și de promisiunea pe care Iisus o face celor din Laodicea: celui ce va birui îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit, spunea Domnul Hristos, și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este clar că acest privilegiu de a domni împreună cu Hristos, de a împărți domnia împreună cu Dumnezeu, este rezervată celor credincioși care vor fi mântuiți. Este un prim indiciu care ne ajută să aflăm identitatea celor 24 de bătrâni. Un alt indiciu pe care îl găsim și despre care vorbește Ioan în Apocalipsa la capitolul 4 este faptul că acești 24 de bătrâni sunt îmbrăcați în haine albe. Da, și îngerii sunt îmbrăcați în haine albe, însă aceștia cărora le este rezervată domnia, și am văzut că nu sunt îngeri, sunt îmbrăcați în haine albe. Cu alte cuvinte, sunt oameni salvați din lumea păcatului, sunt oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu, sunt oameni care au fost mântuiți, care au fost îmbrăcați în haine albe, și acesta este motivul pentru care ei stau pe scaune de domnie în jurul tronului lui Dumnezeu.
tot din promisiunile pe care Iisus le face bisericilor, promisiunea pe care Iisus o face bisericii din Sardes, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, spunea Domnul Iisus în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 5, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi. Un alt lucru care se spune despre acești 24 de bătrâni este faptul că pe capete ei au cununi de aur. Pe capete ei au cununi de aur. Și aceste cununi de aur, termenul în grecește este stefanos, nu diadema, nu coroană, ci cunună. Cununa era acordată întotdeauna celui care biruia într-o anumită confruntare, într-o anumită competiție. Și din nou, detaliul acesta spune că oamenii aceștia au avut de luptat în viața lor, au avut de luptat pentru credința lor și au primit această cunună de aur pe cap și se află ca biruitori în împărăția lui Dumnezeu. Sunt texte în Biblie care vorbesc despre cununa care nu se poate veșteji a slavei, care vorbesc despre cununa vieții, care vorbesc despre această cunună a răsplătirii finale pe care Dumnezeu o va da celor care vor birui în lupta cu păcatul și cu răul din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, din toate aceste detalii pe care ni le dă Ioan în imaginea pe care o vede, putem concluziona cu siguranță faptul că acești bătrâni care se află pe tronuri, în jurul tronului lui Dumnezeu, sunt oameni, sunt frați de-ai noștri, care au biruit, care deja au ajuns în împărăția lui Dumnezeu, care sunt mântuiți și care pentru noi, frații lor, îndeplinesc o anumită lucrare, o anumită slujbă acolo în ceruri. Și cu toate acestea, întrebarea rămâne, cine sunt totuși cei 24 de bătrâni? Dacă sunt oameni, când, cum și în ce fel au ajuns acolo? Nu sunt oameni care au ajuns acolo după moarte, pentru că imediat după moarte nimeni nu merge nicăieri. Biblia spune foarte clar că cei morți dorm în mormintele lor, că cei morți dorm în țărână și ei se vor trezi la înviere, fie la învierea celor drepți, fie la învierea celor nedrepți și Dumnezeu va avea pregătit ceva pentru fiecare categorie de oameni. Domnul Iisus la fel spune că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, cei care au făcut răul vor învia pentru judecată, însă aici este vorba despre niște oameni care deja se află în împărăția lui Dumnezeu, care deja se află la tronul lui Dumnezeu, înainte ca să vină această înviere generală a dreptilor. Și atunci îți pui întrebarea, cum au ajuns ei acolo? Sunt oameni vii? Au fost transportați în cer cândva, într-o anumită împrejurare? Biblia răspunde la întrebarea aceasta, iar evanghelistul Matei relatează că atunci când Iisus a murit și a înviat, s-a întâmplat un lucru foarte semnificativ legat de moartea și învierea Domnului Iisus. Știm că la moartea lui Iisus a făcut un cutremur mare de pământ, știm că la învierea lui Iisus a făcut din nou un cutremur atunci când îngerii au coborât din ceruri și au venit să dea la o parte piatra care acoperea mormântul lui Iisus. Însă Matei surprinde un eveniment foarte important care are loc în momentul acesta al morții și al învierii lui Iisus. Iar Matei 27, de la versetul 50 până la versetul 53, citim așa. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, adică după învierea lui Iisus, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Ceea ce se întâmplă aici este un eveniment cu totul și cu totul ieșit din comun.
probabil că pentru unii dintre dumneavoastră este o noutate faptul că în acea duminică dimineața Iisus nu iese singur din mormânt, ci împreună cu Iisus, spune Matei, au ieșit mai mulți sfinți din mormintele lor care au intrat în cetate după învierea aceasta și s-au arătat multora. Multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat, au intrat în cetate și s-au arătat multora. De ce se întâmplă lucrul acesta? Ce semnificație are ceea ce se întâmplă aici? Moartea lui Iisus, momentul morții lui Iisus, momentul învierii lui Iisus, au fost prefigurate de niște sărbători, de niște ceremonii pe care evreii le îndeplineau în fiecare an, la anumite date fixe. Iisus a murit exact de sărbătoarea Paștelui, în acea după-amiază în care miei trebuiau jertfiți de Paște. Atunci Iisus și-a dat viața pentru că mielul de Paște îl prefigura pe Iisus și jertfa lui Iisus. Însă, conform ritualurilor de la templu, imediat după Paște, în prima duminică sau prima zi a săptămânii care urma după Paște, era o altă ceremonie. Ziua aceasta se numea ziua snopului de legănat și în ziua aceasta era luat un snop de ors care se cocea în acea perioadă și trebuia să fie adus în fața Domnului, să fie adus ca un dar în fața Domnului și snopul acesta era socotit ca cele dintâi roade pentru Domnul. Snopul acesta de legănat prefigura învierea lui Iisus în ziua întâi a săptămânii, însă nu doar învierea lui Iisus, ci un snop, mai mulți care vor învia împreună cu Iisus. Și probabil că ne punem întrebarea de ce? De ce și alții au înviat împreună cu Iisus? Spunea Apostolul Pavel că Hristos este cel dintâi rod, făcând referire la acest snop de legănat, însă Iisus împreună cu mai mulți sfinți care muriseră din vechime sunt de fapt cel dintâi rod al tuturor mântuiților. De ce au fost înviați oamenii aceștia împreună cu Iisus? În primul rând, ca să fie martori de necontestata învierii lui Iisus. Ne aducem aminte că soldații romani foarte buimăciți de revelația pe care o au, se întorc la Pilat, se întorc la preoți, sunt descumpăniți, nu știu ce să creadă, din nefericire întâi merg pe la preoți și după aceea la Pilat. Preoții imituiesc cu mulți bani și le spun: spuneți că au venit ucenicii și au furat trupul, nu spuneți că a înviat din morți, nu spuneți ceea ce ați văzut, acei îngeri care au coborât din ceruri, și s-a răspândit vestea aceasta mincinoasă că ucenicii ar fi venit să fure trupul lui Iisus pe când ei dormeau în post. Toți soldații romani dormeau în postul lor și ucenicii au venit noaptea și au furat trupul. Însă, dacă dușmanii lui Iisus au început să propage această minciună privitoare la mormântul gol al lui Iisus, pentru că mormântul gol era o realitate pe care nu putea contesta nimeni, Dumnezeu și-a ridicat și El martorii Lui de necontestat care să depună mărturie că Iisus într-adevăr a înviat din morți. Și gândiți-vă că printre oamenii aceștia care au înviat erau sfinți din vechime și oamenii aceștia din vechime, cu cât au fost din timpuri mai de demult, arătau mai altfel, erau mai mari la statură, erau mai bine făcuți pentru că rasa umană a degenerat și degenerează continuu și oamenii aceștia care au apărut în Ierusalim și aveau capacitatea aceasta din ceea ce lasă să se înțeleagă Matei, că puteau să se facă văzut și să dispară așa cum și Iisus după înviere se făcea văzut și dispărea, oamenii aceștia, sfinții aceștia înviați împreună cu Iisus, au intrat în cetate, s-au arătat multora și au zis: este o minciună faptul că ucenicii au furat trupul lui Iisus. Iisus a înviat și noi suntem martori ai acestor lucruri pentru că noi am înviat împreună cu El. Și nu au fost puțini martori aceștia. Au înviat împreună cu Iisus împlinind sărbătoarea aceea prefigurativă și anume ziua snopului de legănat. Însă ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia după? Cât timp au rămas prin Ierusalim? Au rămas pe pământ? Au murit din nou? Ce s-a întâmplat cu ei? Biblia ne răspunde și
la aceste întrebări, iar dacă vom deschide în Psalmul 68, de la versetul 18 până la versetul 20, citim astfel. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeul nostru ne poate scăpa de moarte. Se vorbește aici foarte clar că la un moment dat Domnul se va sui pe înălțime, va lua împreună cu el prinși de război, va lua împreună cu el oameni care fusese răzvrătiți cândva, dar care vor trăi lângă Dumnezeu și aceasta va fi o dovadă că Dumnezeu poate să salveze de la moarte. Oamenii aceștia care au înviat împreună cu Iisus, care sunt primele roade, l-au urmat pe Iisus în ceruri atunci când s-a înălțat la cer și ei au fost trofeele lui Iisus, primele roade în lupta pe care Iisus o duce cu cel rău. Că această suire se referă la Iisus atunci când s-a înălțat la cer, Pavel spune foarte clar lucrul acesta în Epistola către Efeseni, la capitolul 4, de la versetul 8 până la versetul 10, el chiar citează versetele din Psalmul 68 și el spune așa: de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor și acest s-a suit. Ce însemnează decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Spune Pavel, da, Dumnezeu prin Domnul Hristos a coborât atunci când Iisus s-a întrupat, El a venit în lumea noastră, a coborât, de aceea atunci când s-a întors în cer, El s-a suit. Dar înainte de suire, spune Pavel, a fost coborârea, iar după coborâre, după ce Iisus a realizat mântuirea, El s-a suit. Însă așa cum spune Psalmul 68, Iisus nu s-a suit singur, ci Iisus a dus împreună cu El trofee ale biruinței Lui. În Psalmul 24, care este numit Psalmul Încoronării, se vorbește despre momentul în care Domnul Iisus Hristos se întoarce ca biruitor în ceruri după învierea Lui la înălțare și este descris în Psalmul 24 modul în care Iisus este primit în cer atunci când se întoarce la Tatăl. Psalmul 24 de la versetul 3 până la versetul 10. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Iisus se întoarce ca un biruitor și Iisus îi ia în ceruri pe acești oameni care au fost vrednici pentru slujba aceasta pentru care au fost duși acolo. Iată partea de moștenire. Cine va locui lângă Dumnezeu? Iată partea de moștenire a celor care îl cheamă pe Dumnezeu, spune psalmistul David. Spunea Ioan în Apocalipsa 4, împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie, și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur.
Însă întrebarea care urmează este următoarea. De ce totuși au fost duși oamenii aceștia în cer? Au fost înviați și duși în cer de către Domnul Hristos? Biblia răspunde și la această întrebare. Dacă vom citi în Zaharia capitolul 3, prorocul Zaharia are la un moment dat o viziune cu privire la ceea ce se întâmplă în lumea nevăzută. Viziunea aceasta este dată într-un timp nu departe de momentul reîntoarcerii din Babilon. Dumnezeu dorea să reclădească poporul Israel, Dumnezeu dorea să fie refăcut tot ceea ce a fost distrus din cauza păcatelor lor și Dumnezeu era dispus să lucreze în favoarea poporului, însă Satana stă împotriva marelui preot Iosua și Zaharia îl vede pe marele preot Iosua și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Însă în cele din urmă, Iosua este dezbrăcat de hainele murdare, care reprezenta nelegiuirea poporului, este îmbrăcat cu haine de sărbătoare și poate să stea în fața îngerului Domnului ca un reprezentant demn al poporului lui Dumnezeu. În Zaharia capitolul 3, de la versetul 6 până la versetul 8, citim despre o promisiune pe care Dumnezeu o face marelui preot Iosua. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Spune Îngerul Domnului, mare preot Iosua, ceea ce faci tu aici, ceea ce fac tovarășii tăi de slujbă, este o prefigurare. Voi sunteți niște semne pentru ceea ce va face odrasla atunci când va veni. Voi sunteți niște semne, niște prefigurări, niște preînchipuiri pentru ceea ce va face odrasla atunci când va veni. Dar cineva ar putea să întrebe cine este odrasla și ce semnificație are cuvântul acesta odrasla. În Isaia, la capitolul 11, versetele 1 și 2, Dumnezeu spune astfel prin prorocul Isaia. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Ni se spune aici ceva puțin mai mult despre odrasla aceasta, și anume că va ieși din tulpina lui Isai, adică va fi un urmaș al lui David și deja gândul nostru poate să se îndrepte spre cel promis, spre Mesia, însă sunt și alte texte care clarifică și mai mult despre cine este vorba. Vom citi și în Ieremia, capitolul 23, versetele 5 și 6, unde deja se explică cine este de fapt această odraslă care va veni ca mare preot și care va avea ajutoare în slujba lui, așa cum marele preot avea ajutoare. Ieremia 23, versetele 5 și 6, iată vin zile, zice Domnul, când vor ridica lui David o draslă neprihănită, el va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da, Domnul neprihănirea noastră. Odrasla aceasta nu este altcineva decât Domnul neprihănirea noastră. Este Mesia din sămânța lui David care a fost promis și care trebuia să vină. Și textul care încununează tot ceea ce spune Biblia despre odrasla, despre cel promis și care arată cel mai clar ce avea să facă această odraslă și în ce fel avea să împlinească ceea ce marele preot prefigura și slujba lui și tovarășii lui de slujbă prefigurau, găsim în Zaharia capitolul 6, versetele 12 și 13. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată cu un om al cărui nume este odrasla,
va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Este o profeție foarte frumoasă despre Domnul Hristos care avea să vină, care avea să se înalță la cer, care avea să stea pe tron împreună cu Dumnezeu și avea să fie în același timp mare preot și împărat pentru toți aceia care doresc să fie mântuiți. După cum marele preot avea tovarăși de slujbă care îl ajutau în cortul întâlnirii, în templu, pentru slujba pe care o îndeplinea, la fel, spune Scriptura, Domnul Hristos are tovarăși de slujbă în slujirea Lui din sanctuarul din ceruri ca mare preot. Evrei, capitolul 1, versetele 8 și 9. Pe când Fiul lui i-a zis, și Pavel citează aici din Psalm, scaunul tău de domnie, Dumnezeul este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Dumnezeu te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Fac în ceruri cei 24 de bătrâni sau cei care sunt reprezentați de cei 24 de bătrâni, o slujbă de felul acesta? Vreau să citim în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 8. Când au luat cartea, este vorba despre miele, este vorba despre Hristos, când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Cei 24 de bătrâni, spune Ioan, au potire de aur, au cădelnițe de aur în care este tămâie și aceasta reprezintă modul în care sfinții se roagă lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, ei chiar participă în mod activ la slujba pe care Iisus o face în ceruri. Nu este vorba despre faptul că ei ar fi sfinți mijlocitori, pentru că este un singur mijlocitor, ci este vorba despre faptul că ei sunt cei care îl ajută pe Iisus în ceea ce are de îndeplinit în favoarea noastră, pentru mântuirea noastră. Dacă stăm să ne gândim puțin, cunoaștem pe nume, pe câțiva, care sunt deja acolo la tronul lui Dumnezeu, care sunt în viață acolo la tronul lui Dumnezeu, care au nemurirea, care au fost preschimbați în corpuri nemuritoare la tronul lui Dumnezeu și care cu siguranță fac parte din ceata aceasta reprezentată de cei 24 de bătrâni. Primul dintre aceștia este Enoch, cel de-al șaptelea patriarh de la Adam, care a fost înălțat la cer fără să vadă moartea, a fost mutat la cer de către Dumnezeu pentru că a fost credincios lui Dumnezeu. Un alt personaj care face parte cu siguranță din ceata celor 24 de bătrâni este Ilie, care de asemenea a fost înălțat la cer într-un car de foc și îl vedem pe Ilie astfel apărând pe muntele schimbării la față împreună cu Moise cel de-al treilea, despre care este vorba atunci când Domnul Iisus a schimbat la față, în fața ucenicilor săi. Cu siguranță, așa cum am spus, printre cei 24 se află Enoch, se află Ilie, se află Moise. Dacă Enoch și Ilie au fost înălțați la cer fără să vadă moartea, Moise a murit din cauza păcatului său, dar la foarte scurt timp după aceasta Iisus l-a înviat și luptându-se cu diavolul pentru trupul lui Moise, l-a înviat și l-a dus în ceruri. Cei 24 de bătrâni, cu alte cuvinte, îi reprezintă pe acești frați ai noștri, primele roade ale tuturor mântuiților care se află în cerul la tronul lui Dumnezeu și care lucrează pentru noi alături de Iisus în favoarea mântuirii noastre. Ce putem să spunem în fața acestei realități frumoase pe care Dumnezeu o descoperă aici prin Ioan? Așa cum spunea Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă frații noștri din
acela sânge ca al nostru, carne din carnea noastră, os din oasele noastre, au ajuns deja acolo și au biruit, înseamnă că oricine dintre noi poate birui și se poate împărtăși de aceste binecuvântări de care frații noștri care deja au mers acolo se bucură. Să ne ajute Dumnezeu să avem parte de tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit și care pentru unii dintre frații noștri deja este o realitate din Împărăția lui Dumnezeu. Amin.